Pe vremea când Dumnezeu umbla cu Sfântul Petru pe pământ, sub chipul unor moșneți gârbovi, sprijiniți în toiac și cu sandalele rupte, iar la căderea nopții băteau pe la ușile oamenilor și îi se întâmpla de multe ori să fie izgoniți, într-un rând i-a prins noaptea pe câmp. Iar odată cu ea o ploaie care le-a udat veșmintele și i-a umplut de noroi. Și tot rădăcind ei în întuneric, numai într-un târziu, au ajuns la marginea unui sat și abia au îndrăznit să bată cu toiagul în prima poartă. Câinii mari s-au repezit să-i sfâșie, dar numai decât s-a auzit un glas bărbătesc întrebând cine bate. Și au răspuns, oameni buni. Atunci omul potolind câinii i-a poftit în casă unde nevasta și copiii abia se treziseră din somn și el a început să dea porunci, dar cu blândețe. Mario, ia mai pune câteva vreascuri pe coc. Tudore, dă fuga la fântână după o doniță de apă proaspătă. Ileano, ia vezi tu de o oală cu lapte. Și le-au dat să se spele și să se șteargă cu ștergare albe și i-au ospătat și i-au dus să doarmă într-o odaie care mirosea a butui și a busuioc. A doua zi dimineață, iar le-au dat să se spele, i-au ospătat, le-au pus și în traistă niște mere cum nu mai văzuseră și le-au urat drum bun. Și cum au ieșit din sat, Sfântul Petru a început să se roage de Dumnezeu. Doamne, fă ceva pentru oamenii aceștia, că tare ne-au primit frumos. Ce ai vrea să fac, Sfinte Petre? Ai văzut că nu erau nevoiași. Doamne, fă ceva. Fă-i ca să-și vadă măcar o dată suflet. Și vadă sufletul, spui Sfinte Petru. Da, Doamne, să-și poată vedea sufletul cum vedem noi locul celălalt de acolo. Bine, Sfinte Petre, a răspuns Dumnezeu, privind gânditor la satul din vale. Iar după o vreme, din neamul acela de oameni, s-a născut